Salutare, dragi prieteni! Ne am regăsit un episod din SnowRunner. Din nou pe Imandra și vreau să scap de harta asta, că nu mai rezist cu ea. Cred că următorul episod nu mai filmez pe ea. Deja devine monoton și flictisitor să tot o jucăm într-una. Ia să ne urcăm pe aia. Probabil câteva episoade. Iară. Și... în episodul de azi facem ce v-am zis că o să facem. Bă, da, totuși, hai să iau pe aici. Să gătăm cu asta. Aia să fac. Vreau să gătăm cu misiunea aia. Gata, ne-am pus toate punctele. Numai că le-am plasat, pot liniști să mă duc înainte. Să dăm misiunea asta și probabil să fac misiunea aia alta în care trebuie să ducem microbuzul ăla dintr-un loc în altul. Dacă nu știți despre ce e vorba, o să vă arăt despre ce e vorba. Am vorbit, am 1-2 episoade pe... Da, știu că am vorbit despre... Ah, uitați, pe aici am mai trecut eu înainte. Mai chiar, nu? Era fain dacă puteam să am viteză mai mare pe urmele mele, se considere pământ mai întărit. Mamă, până motorul ăsta râșniță. Nici chiar. Imaginează pietrele astea, acum radio, da? Faci. O, da, Andrei. Vrei să traversezi fix pe unde e cel mai bun loc. Necomplicat. Ușor. O să tac. Yoshi, yaba daba do. Barney. Nu-s chiar așa prost. Ai. Așa. Bravo. Am coborât. Ca să urc. Am făcut cea mai... cea mai chiară treabă. Bine, nici nu prea aveam cum să fac altă. Trebuia să țin prin zăpadă și tot nu ajungeam mai tare pe parte. Măcar pe aici a fost viteză mai mare. Eu am mai luat-o pe aici. Mec. Dar cine mai are combustibil și face pana prostului? Eu fac pana prostului că nu mai am combustibil. Hai. Hai. Învârte acolo flywheel ăsta, ventilatorul, flywheel-ul, cilindrii. Păi de cap. Gata. Aceea să vedeți acum derapaje pe gheața asta. Alt cu viață, mă rog. Mi-a scăpat, n-am ce să fac chat. Ne-am întors capul 180 de grade, da. Degeaba. Da, uitați, m-am zis, o să-mi dea de furcă drumul ăsta. Dacă m-am pus și eu, voi pe... Ixna. A, da, era vechi. Traversăm zăpada. Colindăm, colindăm iarna. Hop, Andrei, lângă-i
Deja februarie, liniștește. Apucă colindele, decembrie în februarie, a? Mai am de așteptat 10 luni. V-ați gândit vreodată că probabil ăsta a fost ultimul Crăciun pentru o grămadă de oameni? Da, știu, sadic, dar... Hei, e prea altceva. E realitate, care probabil ne place să auzim, dar real. Doi. Da, mai mult ca sigur a fost ultimul Crăciun pentru o grămadă de oameni. Cum... ca în fiecare sărbătoare, auzi. Poate să fie ultima, practic. Dacă stai să nu generalizezi, ați înțeles că ești rasă. Cuvinte română, exe, top working. Colinda, colinda, opa, op, op, nu! No. Frat, m-am liniștit, m-am liniștit. Da-mi place acum, schimb tonalitatea ce. Că după nu se mai uită nici măcar aia de abonați care se uită la videorile mele. Ce-am făcut? N-am făcut absolut nimic, n-ai chat, hai să dăm aici momentul adevărului. Traversăm, trecem. Mă, trecem, cum să nu trecem, că e mic ăsta. Făcut pentru locuri din astea strâmte, măr. Cum să nu treacă? Opa, 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 panel, opa, opa. V-am zis, sare asta direct. Aur. Na, da, uitați-vă și voi cum își dă. Și sare în sus și nu știu pe nicio planetară nimica. Dar dacă îmi dau pe o gheață din aia dubioasă, pam, suspensie, mi-o sparge rău. Așa nu e problemă că sar 5 metri în puii mei cu mașina în aer. E nici 5 metri, dar 4, 3 pe acolo. Andrei, eu uit că mereu să dai cu reverse-ul. Tu uiți. Dai un tool foarte bun să-i dai cu reverse. Na, chat, știți unde suntem. Eu am ajuns la final. Gata, am făcut bani. Ne-am făcut rost de bani. Ok. P. Map. Banditul. Dăm asta. Dăm refuel. La asta îi dăm deci trailer. Acum facem task-ul ăla tâmpit cu dus o mașină pe alea. Bun. Am. Refuel, refuel. E puțin cam greu, dar... Am bătai. Era și mică dacă aveam roțile alealte, dar... Mi-am pus lanțuri în motiv. Dar roțile alte erau mai șmecheri. Bă, hai că se mișcă bine, momentan. Când ai diff de 4x4 permanente, ambele te doare la bască, deși consumul e mult mai mare. Consumul e măricel, dar merită, părerea mea. Gen, își scoate bani. Dar porțiunea asta oribil. Crap, metale, joase. Nu știu ce cum se contorsionează, contondent. Nu fac metalele.
Hai ce cabina și asta. Nici papierul. Cap cu cuvântul. La ora asta, dar înțelegeți voi la ce mă refer. Hai mă, pe low high. Da. Hai pe low high dacă nu vrei cu auto. Gata, acum vrea pe auto. No. Aici iar o să rămân blocat. Care o chestie că merge lent. Ai, banditul. Banditul, bandit. Bandițul. A fost. Vai, cum sunt de complicat. Da, post urgență. Am revenit. Știat. Colindăm, colindăm iarna. Hai can, bandit. Scuze, nu-i can. M-am rămas focusat pe can, că l-am jucat prea mult ultima perioadă. Trage, trage animalele. Infractor! Deci eu refuz să cred că m-am răsturnat. Eu refuz să cred că m-am răsturnat, deși aș avea poziție de pornit motorul cât de cât. Of, în puii mei, toate astea au carburator. Nu voiam să ajungă aici. Da, trebuie să vin cu tâmpenia asta. Altfel n-am șanse. Trebuie să vin cu tâmpenia de caniară. Vai. Fix asta îmi doream acum să folosesc cană. Chiar nu mai aveam chef de cană, sincer să vă spun, dar... Jobul ne-o cere, ne-o cere. Uite, vedeți de ce durează așa mult să faci chestii pe ăsta, pe SnowRunner. Mai răstorni un camion dintr-o dată out of nowhere. Că se răstoarnă el, deși ar putea, ar fi putut să nu se răstoarne, sau din contră, are o poziție în care e inclinat la mâna dreacu de el. Reușește și trece și nu se răstoarnă. Gen, da, ați văzut cu canul. Ăsta, cu canul. Da. Ați văzut. Adineori. Ce manevre avioane am făcut cu el. Nu e o problemă asta neapărat. Dar... Mai faze din astea când... Nu ești înclinat nu știu cât și se răstoarnă. Mori. De ciudă. A, nu-i fain, evident că nu-i. Pierzi timp și uitați-mă, și acum trebuie să pierd timp. Să vin, să-l întorc cu canul. Deși slabe șanse să reușesc să-l întorc cu canul, dar... Cercăm. Hai. Îl lăs pe automat. Deși e o durere în fund să merg fără lanțuri, chestia asta. V-am zis? Bum! Pam, chichi, pam, s-o răsturna din nimic, nu? Nu te-ai aștepta să merg în linie dreaptă și să se răstoarne. Desigur, am prins dâmpul de gheață și o și patinat brusc pe zăpadă, dar normal, IRL, n-ar trebui să întâmple chiar în halul ăsta. Zic și eu. Dar în schimb în cațără. Pietre din alea la un înclinaj din ala pur și simplu tâmpit. La o înclinație, nu înclinat. Înclinație n-aia tâmpită știe să încațere. Dar...
Nu. Merg în linie dreaptă și începe să derapeze puțin. Hai să și restornăm. Și aveam viteză. În fine, hai să mă mai plâng. Da, mă plâng. Nu se rezolvă nimic. Aici trebuie să trec. Hai, dă-i superioară. Tokyo Drift. Tun 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 tun. Băgăm reverse-ul. Deci eu nu știu ce m-aș face dacă nu ar exista chestia asta cu reverse-ul. Băi, e așa de util. E tâmpit de utilă. Pur și simplu, un mod bun de a pune frână. Bun. Extrem de eficient de a pune frână pe gheață. Uite. Uite. Deci, uitați-vă, e aproape drept acolo și e răsturnat. Ce să zic? Oare vă zic ceva? Ca nu să-l vedeți cum trece acum peste pietrele astea, zici că n-are nici pădregul. Exact. Vedeți? Trecu peste ele, zici că e din altfel. Refuel. Nu. Nu mere din poziția asta, normal că nu mere, Andrei. Trebuie mă poziționez undeva aici. Mamă, de ce lag îmi face zăpada asta, nu știu dacă vedeți. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar mai face laguri. Urăte. A, mă! Uite, și asta nu mai urăsc chiar la SnowRunner. O face niște glitch-uri din astea. Ba, v-am zis, nu? Că se mai răstoarnă ca un cretin din nimic, nu? Ăsta am fost încă o dată un moment al demonstrației. Opa! Canon n-are forță să întoarcă chestia asta niciodată, dar na. Dacă aș vin cu viteză și mi-aș da în el, dar nici așa. Bă, dar pe bune, deci... Doar pentru că am luat piatra aia puțin, s-a răsturnat. Cum să cred? Hai că-l și violăm, dacă e. Nu era o poziție ok, dar fie. Ia stați puțin. Restore crane. Da, crane-ul nu merge până nu... Da, mi-l poți selecta, te rog. Nu merge dacă nu-i motorul pornit la ăla. Cum pui mie. Mamă, dă-l în puii mei de joc și de tot. Deci dă-l în puii mei de joc și de tot. Na. Da, uite că apăs pe punct și nu vrea. Vrea ălălalt. El vrea, el nu-l vrea. El ar vrea. O să mă apropii de el, nu? Ca un cretin. Și nu o să pot să-l întorc. Și așa îmi pierd eu jumătate de oră din joc, așa, în pulea. Dar dă-i drumul. De ce nu-i dai drumul când apăs X? Joc tâmpit. Doamne ajută. Măcar canonul l-am blocat. Nu o să fac mare lucru pe partea a doua, dar...
măcar l-am deblocat. Credeam că o să reușesc, dar văd că nu vrea să îmi ține de bucanul să-l trag. Eu știu, e un camion mic, n-are putere. Am așteptări prea mari, dar... Nu-l clintesc bine. E trist, e că are poziție bună de a se întoarce cât de cât, dar nu vrea. Pur și simplu nu vrea eu cu noi. Ia, hai. Hai. Față și în spate. Față și în spate. În față și în spate. Asta nu mai vrea. Na, uite. Uite-l! Că nu vrea să mor la fazele astea. De ce? De ce nu mă lași? De ce trebuie să-mi mișc 3 metri ca să mă lași? Înțelegeți? E foarte frustrant cum face fazele astea jocul. Asta aproape, bă. Mă enervează, mă trage și peste piatra aia. Lasă-mă, pui mei să-l deblochez. Uite ce ziceam, canul trece peste pietrele astea, îl doare undeva, parcă nici nu există gravitație. Să-l răstoarne. Maxim să-l blocheze, văd că. Da, îmi pui mei la o piatră mică, chestia aia dita mai să răsturnate, normal. Putem pui mei. Azan. Bandit. Un pic. Putem pui mei. Hai. Hai că poate partea asta îți place. Poate îți place pe pietre. Dar de ce pornește motorul? Cineva să-mi explice. Change track. Ah, deci mie îmi dă stall. Da. Adineaur mi-a dat ca și cum motorul în poziție de a putea fi pornit. Nebune. Ce? Turn on the engine. Ha, dar roțile se învârt. Las baltă psihic, nu pot, nu reușesc psihic. Du-te-n puii mei, ca să nu zic de altceva. Du-te doar în puii mei și lasă-mă face de mizerie de...
Hai să-mi dau refuel de la el măcar. Încheie episodul aici, pe aia mă, o să mă duc. În episodul următor, ei, o să facem livrarea. Puteam să facem în episodul ăsta, dar nu. Trebuie să se răstoarne de la o piatră mică, mizeria asta de bandit. Cate. Refuel. Acolo să zaci, să ruginești. Mizeria. Ah, da. Te-am zis, e foarte frustrant jocul când îți face faze din astea câmpite. Nu vrea să întoarcă, dar de restul n-ar se întoarce. Câmpii de ușor, în fin. Hai dau damage la asta la cutie. Na, uite. Bara asta în aer n-are nicio treabă. E din alt film. Ana. Hai cu tipul, că n-am chiar. Băgăm reverse. Plăm low high-ul. Îl luăm așa după noi, în pui mei, că n-avem altă viață, soluție, doar ca o metodă de a rezolva. Înțelegeți voi ce am vrut să zic. Asta e, trebuie să-l cațăr sus la mama dreco. Trebuie să mă chinui cu canul. Nu-mi place deloc chestia asta. Mă las, mă, să-mi folosesc diff-ul pe bloc din ăsta tâmpit. Na, acum am nevoie de diff. Ligator. Ligator. Ligatori. O luăm pe aici. Trebuie să oprim după ce trecem de can, ca să fiu sigur că nu o să încep episodul viitor cu satisfacția de a vedea canul. Hai. Ăsta, banditul. Am zis can? Bandit, mă. Nu, mai vreau să văd bandit. Banditul. Banditos, garajos cu tine. Garajos. Cred că există cuvântul, dar măcar am încercat. Hai. Deci, după ce am trecut de bolovanii ăștia, îs băgat să plătește și știu că... Bun. Bun. După ce este finis, eu am fost Diu. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye bye!